Nu știu, parcă tot mai bună e țigara electronică, dacă stau să mă uit așa. Cred că țigara normală are gust mai bun, mai dulce, mai gustoasă, mai bunicică la gust. Nu știu, îmi place mai mult. Cel puțin mie îmi place mai mult. Și... se pare mai bun la gust, nu știu. Efectiv, îmi place mai mult decât țigara normală. Mai ales când stau la birou, bancă electronică și întotdeauna când am să fac un intro la viitoarele stream-uri sau la stream-urile care vreau să le fac, folosesc țigara electronică. Am început era câteva pufuri dacă auziți ceva așa, un crackling sound pe fundal, e țigara mea electronică, care este un Aspire Nautilus GT Metele, bineînțeles, pentru că nu suport să fumez dripper, nu sunt cu dripperele. Când vine toată mizeria aia în plămâni și îmi vine să tușesc după aia ca dracu. Folosesc metele pentru că metele e mai finuț și mai bun decât alte țigări electronice care le-am la îndemână. Și ce să zic, salutare fraților, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod din episod, ca să zic așa, o sesiune de gameplay brutală care o să facem astăzi. Un match old school ca pe vremuri, acum vreți să ziceți voi, din Black Ops, Call of Duty Black Ops, primul joc din seria Black Ops, care mi-a plăcut foarte mult pentru că a avut cele mai șmechere hărți de multiplayer care le-am jucat în prostie, deci în prostie le-am jucat. Și când a apărut modul offline să poți să joci offline, când a apărut un local server să poți, cum am eu acum, de exemplu, folosesc un local host ca să-mi dea acces la multiplayer să poți să joc boți în skirmish. Și Black Ops a fost primul joc care a avut boți multiplayer, boți implementați deja și care sunt foarte buni, joacă foarte bine. Și l-am jucat în prostie la vremea lui când a apărut, mai ales Zombies. Zombies a fost primul mod care l-am jucat la Call of Duty Black Ops, pe lângă campanie, care am jucat-o și pe aia de nenumărate ori. Și o știu pe din afară, nu o să mai joc campania din Black Ops, evident, că n-are sens să mai joc. L-am luat pentru multiplayer și pentru Zombies. Am luat repack-ul de la FeedGirl, care are toate DLC-urile instalate, toate hărțile de multiplayer instalate și funcționale. Și cu astea zise, hai să începem primul meci pe harta, una dintre hărțile mele preferate, care nu le-am explorat până acum, că am jucat pe toate hărțile, mai puțin pe harta aia. Nu că aș fi avut probleme cu ea, dar nu am jucat-o pentru că nu mi-a atras așa de tare interesul, dar am analizat-o bine harta astăzi și mi-a plăcut cel mai mult dintre toate, sincer să fiu. Asta și cu Hazard, care e cu terenul ăla de golf. Și mai sunt hărți bune în jocul ăsta, o grămadă. Față de Black Ops 3, mi se pare net superior Black Ops 1. Nu știu. Și la gameplay și la tot, mult mai bun. Mai bun decât toate jocurile Black Ops care s-au lansat până acum. Mai puțin Cold War, care nu l-am încercat încă și s-ar putea să mi-l cumpăr pe PS4, că vreau să joc și fără cu boți, dacă o să am ocazia să-l joc. Și o să facem așa o comparație între cele Call of Duty-uri, pentru că eu am fost mare fan al seriei Call of Duty începând de la 2 în sus. L-am jucat și pe 1 chiar, pe primul meu calculator, și mi-a mers bine. Când am avut FX 5200 video, prima mea placă video cu FX 5200, care avea 256 MB de RAM, care era foarte puțin la vremea aia, față de ce monștri de plăci video aici acum. Și ăsta a fost destul de pretențios la vremea lui, din punct de vedere grafic. Dar acum nu mai întreabă cu el, că s-a învechit motorul grafic și mi-am updatat eu configurația. Mi-am făcut update la configurație și nu mai am ce probleme să mai întâmpin cu el. Decât să-l joc în draci, pentru că mi s-a făcut dor de el și aveam chef să fac un meci de un măcel cu boții, clasic așa ca pe vremuri. Cum se zice, în vremurile bune când se jucau Black Ops, când se jucau Call of Duty-urile bune. Nu era Warzone și asta care se joacă acum. Warzone mi-a plăcut și ăla un pic, dar nu m-am omorât după el, că e mai mult bazat pe, cum îi zice, pe Battleground. E mai mult bazat pe Battleground.
Și mi-a plăcut chestia asta. Hărțile sunt, toate hărțile sunt de tip Battleground. Și nu mi-a plăcut chestia asta. Tita mai harta n-ai ce să faci pe ea. Stai și te cauți o oră până te găsești. Nu, astea hărți frumoase. Hărți mici, frumoase. Destul de măricele pentru că au avut Black Ops, având în vedere că au toate zonele accesibile. Și hai să începem cu prima hartă. Hai să lăsăm vorba la o parte, să începem cu prima hartă, să te dăm un play. Combat training, bineînțeles. În timp deathmatch. Change map villa. Asta e prima hartă care vreau să jucăm. Și asta vă recomand și vouă. E cea mai mișto hartă dintre toate hărțile din jocul ăsta. Sincer să fiu. Cea mai mișto hartă dintre toate hărțile. Să vorbesc mai încet. Că dacă vorbesc recrut, what the fuck, dăm pe regular. Că așa nu o să înțelegem nimic dacă lăsăm pe recrut. Chit că o să ne luăm bătaie, dar măcar jucăm și noi puțin mai challenging. Bun, și dăm star match. Și acum ar trebui să mă dea cu boții. Să jucăm cu boții. Antena că e apă în piscină. Team deathmatch. Like the old times. E apă în piscină, dar e cam puțină. Da, e piscină, ce contează? Are piscină vila? Nu are, are piscină. Asta contează. We're taking the lead. Frumoasă harta, bra. Hai că boții joacă destul de bine. Așa mai împușcați-mă și voi pe mine. Așa mai împușcați-mă și voi pe mine. Nu mai eu pe voi. L-am aranjat și pe ăsta. Ah, ce viață. Viața harta asta. Friendly spy plane inbound. Spy plane ready for deployment. Friendly spy plane inbound. Ce mi-a dat-o în față? Care package ready for delivery. Mark the DC. Ce mi-a dat-o în față, frate? Mi-a dat granada fix în cap. Fut-o-vă granada, măti. Where
destul de măricică harta. Au trimis elicopterele ăștia. Poate avem noroc și câștigăm noi. Că a tras, mă. Victorii. Your work is appreciated. Well done. Ah, per l'ultimo giro. Carembo, am făcut ultimul giro, să-mi bag picioarele. Carembo, am făcut. Asta nu vreau. Am uitat să dau un match, fuga mea și picioarele.
Ah, hai că s-a întors înapoi în main menu. E bine. Nu poți decât două, decât unul. Hai să vedem ce hartă, să luăm a doua hartă. Să vedem care luăm următoare. Nuketown. Că mai ador de Nuketown. Am mai jucat, dar nu știu când Nuketown. Asta e a doua hartă care jucăm. Ten minutes, așa... Regular. Ok. Bun, start match. Nuketown. Mă, n-am mai jucat de bun hartă. Fata destul de micuță. Dar e bună fata. Mamă. Nice garden. Nu știam de asta. Nu arată la o grădină asta. Futu-vă grenadele să vă fut. Mamă. Erau prea mulți, da. Ne luăm bătaie pe harta asta. Nu mai merge. Era în grădină ăla, băgă-mi aia și pula în grădina ta. Ia uite, bă, ce trag, nemernicii. Incoming.
Характеризовано. 2 снайпери. Trebuia să-i dau grenadă, ia să dau grenadă acolo. Da, trebuia să-i dau grenadă. Hai băi! Prea mulți, prea mulți. Nu au vătut să fac nimic. Erau prea mulți, fra. Hai mă, trage în el. Da, a fost un tight match aici. Enfield. Oh, nice. Enfield unlocked. Ce hărți alegem, ia să vedem. Tot vila. Vila, vrat. Vila e preferata mea. Asta o să joc în draci. Carta asta.
Dacă mai facem un match pe asta și mă duc la o țigară după aia. Și după o să fac aia cu teren de golf. Team deathmatch. Nu, grădina zoologică o facem după aia. După vila. We've taken the lead. First blood. We've taken the lead. Our spy plane's in the air. Aici avem de obicei. Spy plane standing by. Friendly spy plane inbound. Tango down. Care package ready. Show us where you want it. Target neutralized. Cu surpresa lui se pare că fac mai puțin zoologie. Ce? Ceea ce e foarte bine.
De auto. Care package ready for delivery. Mark the DZ. Enemy spy plane incoming. Ia uite-l, bă. Care package ready. Show us. Ce omenință m-a luat. Friendly spy plane inbound. Enemy down. Mamă, toată echipa era aici. Care package ready. Show us where you want it. Enemy spy plane incoming. Care package ready for delivery. Mark the DZ. Friendly care package on the way. Trei erau pe mine. Ia uite-l, bă. Our spy plane's in the air. We almost got this. Push harder. Ia uite, bă. Un weapon unlock, Scorpion. Marf. Marf, marf. Asta o să fie următoarea harta de zoo. Bă, râbă, mă duc și eu la țigară.
Bun. Create the class. Asta. Așa. Ok. Hai să dăm drumul la hartă. Asta nu are burst fire. Asta trage... We're here for a reason. Asta trage direct. Fără probleme mari. Asta e mișto hartă asta. Asta e una dintre cărțile mele preferate. O să facem double play la asta. Facem double play la asta. Așa, armă care trage continuu. De unde trag ăștia afară? Plane above. Am văzut unde mai veniți. Pe asta n-am putut să mai... Dar mi-am o presimțire că o să câștigăm harta asta. Că o să câștigăm harta asta.
spy planes in the air. Enemy spy plane above. I got a man down over here. Spy plane ready for deployment. Friendly spy plane inbound. Our spy plane's in the air. Enemy spy plane above. Enemy care package inbound. Oh, fuck. Spy plane inbound. Bravo B. Spy plane standing by. Our spy plane's in the air. Enemy care package inbound. Spy plane above. Friendly Cobra inbound. We're close to victory. Don't quit now. Kill confirmed. Friendly care package on the way. SR-71's in the air. Hostile jamming our radar. Spy plane standing by. Our spy plane's in the air. Mission accomplished. Nice job. 7500, 485 XP. Oh, nice. Okay. Hazard o să fie următoarea hartă, că vreau să jucăm. Da, Hazard. Hai, să-i dăm bătaie. O, da. Asta e harta mea preferată. Dintre toate. Stay focused, stay alive. We've taken the lead.
supply plane above. Target neutral. Sniperiste la băga mea și pula mătă. Băgați-i pulii mătă. Ia uite-l bă cum trage, frate.
inbound. Enemy spy plane above. We've lost the lead. We're in danger of losing this one. Cu sniperiști în pana mea. Sniperiști, frate, dracului sfârți. Am câștigat cu 7500 blani. Oh, nice. Un weapon unlocked. Bun, am făcut hazardul. Și ce să mai facem? Că țigar nu mai am. Nu știu ce să mai jucăm. Vreau așa o oră maxim. Mă jucăm până la 4 în pana mea. Acum că tot am energie și chef de jucat, de ce să nu jucăm până la 4? Uite, acum ar fi trebuit să iau pauză de țigară, nu mai devreme. Că vezi, am rămas fără țigări, aia e chestia. Și trebuie să mă duc până la benzinărie să iau. Și o să mă duc, dacă e nevoie. Mă duc, e devreme încă. Stadium, cred că o să facem. Hotel, nu? Sau hotel? Facem hotelul? Aia facem hotelul și după aia stadium. Hotelul și după aia stadium, da? Hai pe hotel să facem. Un match. Oh, nice! Uite ce piscina au ăștia aici, ești nebun. Bă, ești nebun. De harta asta nu știam prea multe. To be honest. Team deathmatch. Eliminate all hostiles.
enemy spy plane above. Ia uite-l bă cum a luat ăla. M-a făcut să-mi pierd recul. Vutu-te în gură să te fut. Our spy plane's in the air. Uite și pe-te. Uite morții, măi. Ia uite-l, pe spate a venit. În spate a venit. Întâlnim aici, la piscină. Ia uite-l, mă. Futu-s sniper-ul, mă-ti. Da pula. Am pierdut o pula. N-avem ce să facem, frate. Am pierdut lead-ul că aia e, frate. N-ai ce să-i faci. Nimic. We taking the lead. Asta e așa. Incoming.
Enemy care package incoming. Până încarcă, mai au 100 de ani. Bun. Uite ceasul, fără un sfert. Hai că până la fix mai am timp să fac o hartă. Nu mai hărci mechere în jocul ăsta, frate, nici n-am cuvinte. Stadium, asta o face următoarea. Asta una, tot una dintre hărțile mele preferate. Hai să dăm play. Enemy spy plane above.
Ia uite, mă. Enemy spy plane incoming. Și mai am o hartă pentru voi. Mai am o hartă pentru voi în afară de asta. Da? Cu stadium. Я вот не задавала. M-au flancat ăștia, fie antenă. Ce chestie. Through.
plane inbound. Point to your left for that. Am câștigat, restul. La limită am câștigat. Bun, și mai am o hartă pe fac nivelul care trebuie. Mai am o hartă să vă prezint. Mai facem un combat training. Stai, care era? Driving, asta. Asta, fra. Hai să dăm. Match. Și asta e una dintre cărțile mele preferate. Lead.
Merge să intrăm aici? A, ce e? Level 12. Enemy spy plane above. Mom. Yes, limita, victoria, victoria. RPG.
RBG. Am câștigat RBG-ul. RBG. Demențial, frate. Hai că a fost mișto azi. Mi-a plăcut. Sper să vă plăcut și voi acest episod. Ne oprim aici. Am jucat de două ori Vila, care îmi place cel mai mult. Ai harta mea preferată. Și o să joc în prostie, când o să mai joc bot match cu... pe asta, pe Black Ops. Și rămâne să ne auzim mai târziu în... în ăsta, cum îi zice, în... în Boomerang X, probabil că vreau să fac și acolo niște arene, să încerc să progresez mai departe, că îmi place cum arată jocul. Și să vedem ce mai... avem chef să jucăm mai târziu, da. O să mai fac un video, în orice caz. O să mai fac un stream pe Twitch, puțin mai târziu. Mi-am făcut pofta cu Call of Duty, că vreau să joc de mult harta aia cu Vila și... nu știam cum se numește și nu știam cum arată, că nu știam că arată atât de bine. Și iată că am descoperit-o azi, am jucat-o pentru voi. Și sper să v-a plăcut și vouă. Eu sunt Golea Apocalipticul, nu uitați să intrați, să dați subscribe și like. Dacă v-a plăcut această sesiune de multiplayer cu boți, da. De fapt, multiplayer cu skirmish, cu boți, training, așa. Că eu nu joc map la asta, pentru că mi-aș lua o bătaie infernală. Vreau să joc cu bot, mă joc relaxant, să mă stresez, da? Am descuiat, am făcut și level 12, e super ok. Am descuiat și kills, ricuri. E super. Și cu asta zic să ne oprim aici și ne auzim mai târziu în... probabil în Boomerang X sau în... Planet Zoo, în funcție de ce o să am eu să joc, dacă mai găsesc horzi noi și interesante să vi le prezint, o să fac live-uri cu ele și o să le vedeți acolo, da? Pe Twitch. Și de pe Twitch o să se ducă pe YouTube, unde o să puteți să le vedeți cu frame rate-ul care trebuie și cu FPS-ul care trebuie și cu rezoluția care trebuie și cu tot ce trebuie, fără întreruperi, fără probleme, da? Deci dacă nu vreți întreruperi, intrați pe YouTube și uitați-vă la videourile mele de pe Twitch, că acolo găsiți. Tot ce am postat pe Twitch, pun acolo, pentru că pe Twitch n-am cont premium și nu îmi păstrează videourile. Nu păstrează astea, cum zice, streamurile. Și de aia nu le las pe Twitch. Le urc pe YouTube, că după câteva săptămâni mi le șterge. Și aia e faza nasoală la Twitch. Bun, ne auzim și mă puteți găsi pe YouTube pe Horea Apocalipticu, da? Intrați pe canalul meu de YouTube, Horea Spațiu Apocalipticu, căutați la search, mă găsiți acolo și vedeți printre ultimele videouri, printre care și ăsta care l-am făcut noaptea asta, timp de două ore, aproape două ore, nu știu exact dacă am făcut două ore fix, da? După ceas, da, vedem. După mine ar fi două ore, dar nu știu, dar o oră și 57 pe acolo ar fi, pe în zona aia. Bun, am făcut suficient oricum, am jucat toate hărțile mele preferate și le-am acoperit pe acest stream ca să putem să ne ocupăm și de alt content. Și dacă mai vin idei mai târziu, vedem ce jucăm, probabil că Boomerang X, pentru că vreau să trec de arena. M-am enervat pe arena aia la care mi-am luat bătaie ieri și vreau să o fac în episodul de azi. Așa că probabil că o să ne auzim prin Boomerang X și vedem acolo ce facem, ok? Hai! Noapte bună celor care dormiți și, ce să zic, ne auzim mai târziu, pe la 7, da? Hai, salut!